Salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt două bagnote mai puțin cunoscute, dar foarte scumpe și foarte rare. Este vorba despre bagnotele de 100 de lei comemorative, care au fost tipărite în anul 2018, respectiv 2019. Și care celebrează Marea Unire de la 1 decembrie 1918 și finalizarea Marii Uniri. Și o să încep cu prima bagnotă. Aceasta este prima bagnotă tipărită pe polimer, cu dimensiuni de 147 x 82 de milimetri. După cum puteți vedea pe aversul bagnotei, se prezintă elemente grafice reprezentative. În partea dreaptă avem portretele regelui Ferdinand I și a reginei Maria, mai jos pe două rânduri numele și durata lor de viață, și anume regele Ferdinand 1865-1927 și regina Maria 1875-1938, iar în zona centrală avem o imagine înfățișind Marea Adunare Națională de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Pe reversul bagnotei, după cum se poate observa, se găsește sosirea cortegiului regal la București la data de 1 decembrie 1918 și o parte din buzduganul regelui Ferdinand I, împreună cu patru femei în costume populare tipice fiecărei provincii românești unite, adică Basarabia, România, Transilvania și Bucovina. Următoarea bagnotă, aici țin să vă spun că aceste bagnote au fost tipărite doar 10.000 de bucăți. Prețul unei astfel de bagnote se ridică la 200 de dolari, dar poate foarte ușor să ajungă și la peste 700 de dolari o astfel de bagnotă. Următoarea bagnotă pe care vreau să vi-o arăt este această bagnotă. Această bagnotă simbolizează finalizarea Marii Uniri. Ca și cealaltă bagnotă, aceasta a fost tipărită pe polimer și în anul 2019. Ca și elemente grafice reprezentative, avem în dreapta și în prim plan portretul lui Ionice Brătianu, iar dedesubt numele și anii de naștere și deces, respectiv Ionice Brătian 1864-1927, în timp ce în partea centrală o imagine a decorației Ordinului Carol I, pe care Ionice Brătianu a primit-o în anul 1922. Iar în fundal, în partea centrală, avem o imagine interioară a Ateneului Român. Pe verso sau pe reversul bagnotei găsim o compoziție grafică. În stânga o imagine de epocă a fostului palat al adunării deputaților din Parlamentul României, în prezent Palatul Patriarhiei, iar în centru o imagine cu reversul ordinului
decorul Ordinului lui Carol. Ca și cealaltă, această bancnotă a fost tipărită în foarte, scuzați-mă, tipărită în foarte puține exemplare, undeva la 30.000 de exemplare, ca și valoare, la fel depășește de voie 100-150 de dolari și poate să ajungă undeva la peste 500 de dolari. Aceste două bancnote sunt destul de rare și foarte căutate. Ele nu au fost puse niciodată în circulație. Au fost emisiuni doar pentru numismatică. Acesta este videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube pentru a viziona și celelalte videoclipuri ale mele. Până la următorul videoclip, la revedere!